E, spuneam, îngrijorător ceea ce ai spus tu, că sunt foarte mulți copii evacuați în aceste momente. Asta poate produce lucruri de neliniște pentru cei pe care, iată, pe unde îi vedem alergând. Te rog. Oamenii cu siguranță s-au panicat. Am văzut câteva filmări de acolo, din mall, și erau destul de mulți panicați. Am văzut inclusiv părinți care erau cu copii în cărucior, adică copii foarte mici. Este clar că cei de acolo trebuie să intervină, să stingă foarte repede focul și să se restabilească până la urmă liniștea. Acționează în acest moment însă pompierii cu 4 mașini de stingere, o mașină de descarcerare, dar și o ambulanță SMURD. Din câte știm, nu sunt victime până în acest moment, dar nu este exclus ca cineva să aibă nevoie de îngrijiri medicale, poate pentru că au inhalat. Da, informația prea pe mult care o primim, Berta, este importantă din perspectiva celor care se întâmplă acolo. Înțeleg că sunt civili care dirijează circulația ca atare, deși în imagini se vede o mobilizare importantă. Înțeleg că lucrurile nu stau chiar așa din toate, sub toate aspectele. Este nevoie în momentul acesta ca intervenția, ca evacuarea acestui centru comercial să fie mult mai atentă organizată și tocmai pentru că este nevoie de evitarea unei situații de panică pe de-o parte și de bună organizare a evacuării, astfel încât să nu se producă extinderea acestui incendiu. Corect. Evacuarea se face de principiu de cei de la ISU, dar cu siguranță ajută și angajații din acel mall, eventual pasnicii din mallul respectiv. Este haos în acest moment în mall și cu siguranță pe lângă panică toată lumea se ferește astfel încât să nu inhaleze foarte mult fum, pentru că fumul de unde sunt eu am văzut că este un fum foarte dens. În parcare, parcarea este inundată cu fum, ceea ce înseamnă că în mall cu siguranță se poate respira cu greu. Așa că oamenii sunt panicați, dar... Da, de văzut, Berta, dacă acele bariere care sunt montate la intrările și ieșirile din subterane, dacă au fost ridicate, exact, tocmai. Ridicate, pentru că altfel bănuiesc că există această tendință de coborâre către parcare pentru că oamenii să nu-și lase mașinile acolo, să părăsească centrul comercial fără ele. Asta înseamnă o aglomerare și la scările rulante și la lifturi. Repet și fac și un apel în aceste momente către autorități, colegii mei din regie în aceste clipe, doamnelor și domnilor, contactează inclusiv pe ministrul de interne. Fac și eu un apel către domnul Vela și către cei de la poliție și de la ISU pentru a vedea ce se întâmplă acolo, care este situația. Repet, o informație îngrijorătoare, faptul că civilii în momentul acesta ar dirija circulația. Este o zonă aglomerată, cea în care se află acest centru comercial în Berceni. Este o zi de duminică, circulație importantă în zonă, ca atare e nevoie de o gestionare a acestei evacuări mult mai atentă. Berta, spuneai că au fost ridicate, vedem și felul în care ies mașinile din acest subteran, numai că iată-le oprite că n-au unde să se ducă, practic.